fericile iubirii. Sorina vrut să-i facă Simonei o mică surpriză cu ocazia aniversării primei lor luni de relație. Unde? Uite! Haide, repede, lasă furculița. Am patinul. Nu are nimic, mănâncă-l, înghite-l. Înghite-l. Nu știu cum se reacție. Mamă, nici eu nu știu, nu. Mamă, nu știu cum se reacție. Chiar dacă în această lună ne-am dat seama amândoi că nu sunt... Fără declarații, păi, dar nu, că nici eu nu știu. Dar chiar dacă în luna asta ne-am dat seama că nici eu nu sunt romantic, nici tu nu ești romantică, vreau să zic că chiar dacă am trecut prin perioada asta dificilă, mă bucur din suflet că te-am întâlnit și sper din suflet să fie la mai mulți ani. Da. Mamă, mulțumesc! Niște pahare, ceva? Mamă, că nu ne viu! Mâncam pastel, frate! La mulți ani, bă, iubirea mea. Cât mai mulți ani împreună. La mai mulți ani împreună. Făcut, ia Simonele. Tu ce credeai că te ceri? Da. Nu, dar da. Felicitări. Ia leșină când o să felicitări. Se întâmplă asta. La cât mai multe luni. Da, eu nu știu cum o să reacționez în momentul ăla. La cât mai mulți ani. Cred că o să văd ca o fraieră. Cred că o să râd, o să fac o criză de aia de râs. Da. La mai mulți ani, voi, iubirea mea. Dar Simona voia să-i spună lui Sorin că apreciază modestia și nu vrea lucruri mărețe. La ce te gândești? Pentru mine nu contează absolut deloc flori, bunuri, cadouri și așa mai departe. Și bine, spun asta ca să știi așa pe viitor, că știu că aici la Mireasa e o tradiție, cumva să te sărbătorești în fiecare lună, și așa mai departe. Și ca să nu te pui tu într-o situație care nu ți este chiar comodă. Ok. Că eu pot să-mi dau seama și fără să vorbești. Ne putem aniversa și fără ajutorul nimănui. Așa. Că nu îmi place să pun oameni într-o situație inconfortabilă, mai ales că noi nu suntem, sau eu nu sunt neapărat o persoană foarte dorită și iubită. Înțelegi? Asta este ce am vrut normal să spun. Timpul petrecut împreună e cel mai important și cu siguranță afară oricum ne-ar fi fost mult mai ușor și afară nu ne sărbătorim de la lună la lună, corect, ne sărbătorim și nu din an în an. Corect și cum asta. Cum fac toți oamenii. Corect, da. Și afară nu trebuie să pui pe altcineva să facă, să te duci tu, să faci tu treburile. Corect. Tu, na. Da, e mult mai ușor când ești afară. Exact. Am vrut așa să-ți spun, ca să știi. Nu trebuie să apelezi la ajutorul nimănui doar ca să fii și la mine ca la restul, că eu nu țin la lucrurile astea. Chiar nu m-ar fi deranjat, de exemplu, dacă la aniversarea noastră nu aveam un buchet de flori. Sau... Adică nu prefer să nu fii absolut niciun cadou decât să fii tu pus într-o postură care nu neapărat te satisface și nu trebuie să mai completezi, că e ok. Mm. E ok că vrei tu? Nu, pe bune, dar niciodată, nici afară, n-am pus accent pe
cadouri sau orice bun material sau bani sau și așa mai departe, știi? Toate astea sunt detalii, ce zic. Cel mai important era timpul petrecut și cum mă simțeam eu în prezența persoanei respective, nu? Acum, de față, prezența ta. Și aia e cel mai important pentru mine. Corect. Și am avut oricum un cadou superb pentru aniversarea noastră, weekendul ăsta cu uși deschise. Pe bune. Cel mai frumos cadou. Corect. Și ce crezi? Am mai câștigat și un task. Vai! Primul nostru task. Da. Chiar sunt curios să văd unde mergem. Vrei să mergem în pat? Până când de vreme. Păi ce, e trecut de 12. Păi nici nu s-au băgat la somn. Păi oricum nu vreau să dormim înaintea lor. Păi și nici ei probabil nu o să pasă doar. Da, poate până vin ei în pat, restul copiilor, poate avem și noi noroc să adormim. Mergem dacă vrem. Și așa nu am dormit zilele astea, nu. Am dormit, cred. Mâine iar o să fiu certată că am două linii în loc de ochi, de oboseală și cearcă-mi până la nas. Ce nu te ceartă? Bine, ceartă. Mult spus. Da, dar trebuie să se stingă lumina. Eu nu o să pot să dorm dacă sunt luminile aprinse. Păi da, mai stăm în pat, mă, băiatule, că oricum ne giugiulim. Parcă zici că vorbim altă limbă. Când îți verific dacă ai febră, dacă ești bine. Doamne, cât de tare a fost weekendul ăsta. Da. Inclusiv de vineri, de fapt. Și ziua de vineri a fost spectacol. Obișnuit să nu te mai văgem până sâmbătă seara, vinerea trecea după capricii. Hai că trecea vinerea, trecea destul de repede, da. Că ne băga sâmbătă. Seara, știi, da, sâmbătă era... Da. N-aș fără. Duminica nu mai zic. Azi îmi părea și rău că ne-am trezit așa târziu. Pe bune. Ne-am trezit la două. Da. Ne trezeam și noi mai de dimineață, aveam mai mult timp împreună, da. Știi vorba aia, nemulțumitului îi se ia darul. Capricile iubirii. Da, deci ție nu-ți plac aniversările. Nu, îmi plac aniversările, doar că, sincer, nu prea știu cum să reacționez când primesc ceva. Păi da, dar ar trebui să încerci o dată, de două ori, de trei ori și la un moment dat o să înveți să și reacționezi. Da, ideea era că nu mi-am dat seama că el s-a simțit incomod, pentru că cumva a trebuit să recurgă la ajutorul altcuiva și nu cred că a fost neapărat... Adică la ajutorul ținătorilor sau oricum? Nu, la ajutorul unei persoane din familia noastră, nu. Și având în vedere că eu nu sunt chiar... susținută sau apreciată de către membrii familiei lui Sorin. Da. De unde știi? De unde toți știi? Membrii familiei? Păi nu știu, așa deocamdată știm doar de domnul Gheorghe. Așa mă gândesc, așa mă gândesc. Dar tu ești susținut de familia ei? N-am idee, sincer să vă zic. Păi ea întreabă pe mama ei. Nu cred. Doamna Mihaela, bună seara! Bună seara, doamnelor! Bună seara! Haideți, doamna Mihaela, că față de ultima oară când v-am auzit, sunteți mult mai bine la telefon. Păi trebuie să fim, doamnă, trebuie, pentru copilul nostru trebuie. Ne așa este. Și mergem mai departe. Bună seara, copii! Bună seara! Sărut mâinile! Bună seara! Mama, ești bine? Cred că da! Da! Mama, noi nu vedem că ai fi bine. Aoleu! Nu se aude, puteți să dați un pic mai tare? Vă rog. Sunt multe de spus, nu știu cu ce să încep, doar vreau să-ți spun ție, fata mea, tu ai să poți să duci situația asta? Pentru că noi, la cum te cunoaștem, știm că ai o limită. Cred că până acum nu
Tot ai primit. Tot ai primit. Eu cred că o să putem să ducem. Mama, știi că în viață trăim ce alegem. Oare ești conștientă? Pentru că acești oameni clar nu te plac. Dar nici nu este nevoie, doamna Mihaela. Nici nu este nevoie să o placă familia mea atâta timp cât noi doi ne înțelegem. Dar nu am dat părerea eu, Sorin, de Simona, că nu-mi place. Bună seara din nou, Sorin, nu am putut sta de vorbă niciodată. Eu, din punctul meu de vedere, aveați toate șansele să fiți un cuplu, doi copii, pentru că pentru mine sunteți copii. Aveați toate șansele să vă clădiți ceva frumos. Dar consider că s-a aruncat prea mult în acest copil. Copilul ăsta, fiind copil, pot să-i... Noi, adulții, putem să-i găsim scuze. Dar nouă adulților, noi nu mai avem parte de scuze. Doamna, dar Sorin cu ce este vinovat asta în toată situația asta? Nu, eu nu spun o secundă că băiatul ăsta ar fi vinovat cu ceva. Păi ce, Simona se e de mână cu domnul Gheorghe? E de mână cu Sorin. Doamna, eu nu-l văd pe domnul Gheorghe pe aici. Vă recunosc bine? Da, da. Ce ați spus? A întrebat dacă ești tu, Paula. Ah, da. I-am recunoscut vocea. Eu nu spun că ar să fie de mână cu domnul Gheorghe, dar sunt cuvinte care nu trecem ușor peste ele și rămân acolo. Și acești doi copii plec la drum cu aceste vorbe. E adevărat, dar doamna, acum eu o să fiu mai mult decât pragmatică. Știu că vă dau așa un scenariu care nu o să vă convină, dar știți că într-o zi ei doi, să zicem, hotărăsc că din cauza familiei sau din cauza dorinței domnului Gheorghe de a se despărți sau eu știu mai ce, hotărăsc să se rupă pentru că nu mai pot să ducă la un moment dat. Și gândiți-vă la următorul scenariu, că după 20, 30, 40 de ani în care își găsesc pe cineva, că îți găsești până la urmă, dar rămâi cu gândul acolo, la povestea de dragoste care nu s-a consumat. Și într-o zi, căci toți suntem datori cu o moarte, ca să zic așa, domnul Gheorghe se duce, doamna Ana se duce, dumneavoastră vă duceți și rămân ei. Ei care nu și-au putut trăi povestea de iubire. Eu vă întreb pe dumneavoastră, pe toți colateralii din povestea asta de iubire, vă puteți duce acolo liniștiți știind că nu i-ați lăsat pe copiii ăștia să-și vadă de povestea de iubire? Doamna Gabriela, nu mi-am permis să intru în direct, să judec. Știu că ați fost reticentă, doamna Mihaela. Este un copil. Cum este copilul meu pentru mine, așa și copilul altuia este copil pentru părinții lui, da? Corect. Noi, ca și familie, am hotărât așa. Lăsăm timpul să arate ce trebuie să arate. Perfect. În timp, dumnealor au folosit timpul și ocazia, adică nu au pierdut timpul și ocazia, te arunca într-un copil bun, am înțeles, perfect. Ei, un copil care a avut două alegeri greșite. Dar oare cine suntem noi să judecăm copilul? Corect ce spuneți, 100%. Poți să oprești, din păcate. Părinți, necunoscându-i, pentru că noi ca părinți am făcut tot ce am putut mai bine pentru copilul nostru. Doamna Mihaela, sunt până la un punct... Foarte departe este punctul ăsta, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar vreau să vă spun așa, cine suntem noi, părinții, ca să hotărâm ce este drept și ce nu este drept în viața copiilor noștri, când perfect. Ei sunt deja majori? Perfect, doamna Gabriela, perfect, perfect. Și atunci eu spun, cine, dacă dumnealor își iubesc copilul, nu ar trebui să se uite în ochii copilului și să vadă reacțiile, pentru că noi la copiii noștri
le căutăm privirea, privirea corect. Nebunii. Corect, dar acum vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră, în loc să discutați cu sursa acestei situații, v-ați întors și încercați cumva să o convingeți pe fica dumneavoastră. Faceți același lucru pe care a vrut exact. Să facă domnul Gheorghe, doar că domnul Gheorghe sub a folosit altă formulă. Niște cuvinte... Nu, m-ați înțeles greșit. Dar eu vreau să vă întreb. Iertați-mă. Da. Sunt duc ideea până la capăt. Vă rog, vă rog. Da. Eu nu i-am spus niciodată acestui copil ce să facă. I-am spus ce e bine și ce e rău. Dar am lăsat-o pe ea să aleagă. Ce ați vrut să spuneți când ați întrebat-o pe Simona dacă poate să o ducă, că știi, mamă, că tu ai o limită, adică ce se poate întâmpla dacă situația continuă? Și ea încă e în picioare, așa cum a lăsat-o domnul Gheorghe, în continuare e așa. Adică baricadele sunt tot acolo. Ce se poate întâmpla? Nu, m-am referit strict la această situație. Primești. Dar să umpli paharul la un moment dat, da? Așa, și ce se poate întâmpla? În cel mai rău caz, dacă se umple paharul. Ce se poate? Ce-și dorește părinții lui Sorin? Ce se poate? Adică o să sufere, asta spuneți? Da, că o să cedeți, probabil. Dar vreau să vă spun ceva, doamnă Mihaela. În tot dialogul ăsta pe care l-am avut noi, poate dumneavoastră nu vedeți de acasă, dar vă spun eu că sunt aici la 2 metri de ei. Simona îl ține strâns de mână pe Sorin și e cu lacrimi în ochi. Și știți cât de strâns îl ține? Știți scenele acelea din filme când ea naște și el o ține de mână? Cam așa este acum. Doar am trecut. Eu, copilul meu știe ce părinții are acasă. Nu trebuie să mă bat cu pumnul în piept că eu sunt mama și tata. Nu, copilul nostru știe ce are acasă. Noi la fel știm ce copil am crescut. Poate un pic prea alintat la așa, dar asta e altă discuție. Ea știe că noi o susținem și indiferent de ce alege ea, noi avem să fim lângă ea. Foarte bun. Asta este datoria noastră. Acest copil nu trăiește viața părinților, își trăiește propria ei viață. Așa este. Vă place datoria de Sorin? Asta voiam să întreb și eu. Doamna Mihaela, răspunsul este foarte simplu. Vă place de Sorin sau nu vă place de Sorin în calitate de iubit? Sorin, separat de familie. Doamna Gabriela, vă spun așa. Mi-am dorit întotdeauna pentru copilul meu să cunosc băiatul care ia o să-l ia din mână prin ochii copilului meu. Dacă ochii copilului meu sunt fericiți, eu nu am ce să spun. Noi am înțeles ce era de înțeles și cred că și Simona și Sorin au înțeles că le susțineți povestea de dragoste. Dacă sunt bine. Și că sunteți alături de ei. Și știți cum e, și dacă nu le e bine, tot dumneavoastră o să-i fiți acolo să-i susțineți.